venit părinții? Nu știi, nu zici, nu povestii? Ce știi tu așa? De unde vii băiașul? Băiața! Hogy mondjon, hogy itt akkor múlt zöse, că... De akkor. Köd în Canada. Dar nu, nu dacă l-am venit. Nu, nu, de în Canada, știi, mai mai Canada e mult departe. Hanem undeva de România. Hanem cine știe, alu moșul meu, moș. Alu e moș de pe unde ori venit. Nu? Dar nu te poți știa asta. Dar nu zic, nu zic moș, moș tăi, nu știu de unde a venit așa. Moșul meu, am eu moș, ala și o nou umblat în școală. Ala nu umblat în școală. Ala am atât mă părit că e când ai pe aici și eu, nu au aici și eu, hănem pe aici de saturi, mai pe departe, mai ce știu pe unde nu știu eu, că numai de-aia părea ori cum umblau sat de pe sat. Mm-hmm. Avea un cal, un car, își băga chemeșile adiniurile în car și a putut să lua într-un sat în la mijia să lucre. Și troși fășau linguri, maire, atunci... Găvanii. Ei, de îndemne își cuta pâinea, adică cu totul știa pașe câmba, nu era cacu, ediniuri, porțelanuri, nu-i la mioniog, nu-i la asta, haie, dar în gândim trebuie să alitească de la trocă, cadre, păi de la ligă nou, trocă cu totul, dar nu noi, ăștia băiașul, ăștia băiașul ăla, tatăl meu și părința lor, ăștia toți cu lemne să meșcir chidou. E asta pășo. Nu da asta cu sta. Ligea își schimba pânsat pe făină, pe mazăre, pe cărboaie. Apoi așa schimba, că dacă pășa o trocă, în două rânduri, mai întâi rânduri, eu un pia de făină, așa se tucmea una pe altă.